Am revenit la emisiune cu domnul Radu Big. Discutam despre Austria, Schengen, România, Bulgaria, despre câte n-am mai discutat. Cu admisul cu Schengen, cum va fi anul ăsta, Poate să ne facem alte ținem două, trei unii. emisiuni pe tema aceasta. Da, e o temă largă și am avea multe de discutat Greu și de soluționat. o să le facem. Revenim la evenimentul dumneavoastră de mâine. Da. Cu Ziua Europei, aveți N-am una apucat dintre decât teme. prima parte cea Da. oficială să Lăsați că mai o avem vreme. discutăm. Mâine aveți, adică, mă rog, în cadrul temelor, una dintre ele este solidaritatea cu Ucraina. Da? Apropo că vorbeam în prima parte a emisiunii de unii cu garduri, cu nu știu cum. Acum noi suntem în solidaritatea cu Ucraina. Ce presupune această temă? Care este ideea? Din primul moment după declanșarea agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei în 24 februarie 2022, în prima fază societatea civilă, persoanele fizice neorganizate au fost cei care au reacționat în prima noapte și au început să ofere ajutor și sprijin material direct, hrană, adăpost, transport pentru cei care se refugiau cu copii în brațe, foarte mulți prin punctele de trecere frontieră România-Ucraina. Cam la 2 săptămâni. Era imagini tulburătoare, oameni care se refugiau pe jos cu copii în brațe, cu căruciorul, cu Eu sunt născut la imagini crunte. Sighetul Marmației, casa în care am crescut n-a fost foarte departe de graniță și ieșirea din casă era spre nord, deci vedeam în fiecare zi dealurile de pe malul drept al Tisei. Deci am fost foarte mișcat de ceea ce s-a întâmplat la Sighet. Am fost de câteva ori să și vedem la locul faptei ce s-a întâmplat. Cam după 2 săptămâni au venit și acțiunile de sprijin formal și din partea statului și din partea organizațiilor mai mari care se ocupă de refugiați, plus Comisia Europeană și-a pus sistemul de sprijin de urgență pentru a încerca să preia din responsabilitatea gestionării celor care treceau în acel moment de criză granițele, nu numai ale României, și a Slovaciei, și a Da, Ungariei, da. și a Poloniei, spre o zonă mai sigură, spre o zonă fără război. Și sunt foarte de înțeleși toți acești oameni, mai ales mămici, dacă vă aduceți aminte, a fost o iarnă nu foarte ușoară în 2022, a fost destul de urât, cel puțin la Sighet, a nins câteva zile, coada de așteptare era de 7-8 km Da, se stătea foarte mult în la asta, știu. Deci, e Slatina. enorm. În prima fază, cei care încercaseră să treacă cu autoturisme au renunțat și au abandonat autoturismele și au luat femeile, copiii în brațe și au trecut pe jos doar să scape. Deci Să era iasă. practic mai simplu să treci pe jos, chiar Sigur, dacă erau sigur, cozi atât de mari sigur, decât era mașinile. mai ușor, te puteai apropia mult mai rapid de punctul de trecere frontier. Și pe partea noastră, mobilizarea a fost exemplară. Și a venit la final și mobilizarea financiară foarte, foarte importantă. Nu discutăm de cea militară, sprijin, materiale militare, că până la urmă și acele au fost oferite de statele membre ale Uniunii Europene, dar discutăm de partea de asistență socială. Pentru cei care erau în criză, sunt și exemple pozitive și mai puțin pozitive și din partea ucrainienilor. Nu toți cei care s-au refugiat au venit pe jos, au venit și din aceia care au trecut vama cu autoturisme cu mult peste 100.000 de euro. Și stai să întreb ce fel de refugiat este acela care vine și cere Da. ajutor social în România și a primit. N-a contat dacă a avut pașaport, buletin, nu contează ce act de identitate și a dovedit că e ucrainean, a primit Până ajutor probabil statul din român avea partea cum să României. verifice ce Nici n-avea timp, nici conturi să se are și așa mai putea, departe, sigur. nu discutăm. A fost refugiat, a primit aceeași asistență. Uniunea Europeană a început să disponibilizeze foarte, foarte mulți bani pentru ca țările de la granița cu Ucraina să poată să-și organizeze sistemul de învățământ. Au venit foarte mulți copii, fie preșcolari, fie școlari,
care nu puteau să întrerupă, să abandoneze școala, trebuiau să fie preluați cumva în sistemul de învățământ din țările care îi primeau. Adică sunt copii mici care nu știu. Da, acum nu numai în România, și în celelalte țări care sunt pe frontiera cu Ucraina, cu excepția Ungariei, dar celelalte țări sunt țări cu limbă de origine slavă, deci era mai ușor de comunicat. Da, hai să zicem că acolo într-adevăr era mai... Și în România, la Sighe, din câte știu, și în județul Suceava, și sigur și în județul Tulcea, sunt unități de învățământ cu predare în limba ucraineană. Adică avem o comunitate ucraineană importantă și atunci sigur că puteau să... Eu am învățat la Sighe într-un liceu care la vremea aceea avea trei limbi de predare, română, maghiară și ucraineană. Eram trei secții în același liceu, care acum se cheamă Colegiul Național Dragoș Vodă. Și ne întâlneam și jucam fotbal și mergeam la chefuri și mergeam la școală, la ore, la învățat împreună cu toți elevii din cele trei secții ale liceului. A fost foarte ușor. Acum există un liceu la Sighet cu predare în limbă ucraineană, Taras Șevcencu. Au profesori, au educatori, au institutor, mi se pare, au și grădiniță atașată acelui liceu, deci pot să ofere asistență la toate vârstele pentru elevii preșcolari și școlari și chiar au făcut această treabă. Știu că sunt și în Baia Mare unități de învățământ care au organizat clase separate cu predare pentru elevii aparținători refugiaților ucrainieni care au trebuit să învețe și câteva elemente de limba română, cel puțin. Da, sigur, dar să se poate descurca în pauză copiii între ei să vorbească cât de cât o limbă comună. Cam noroc că acum și pentru copii limba engleză este mai ușor de vorbit și o știu și ei, o știu și copiii noștri, că toată ziua sunt cu nasul pe internet și la filme și da, e adevărat. E accesibil, deci ei au găsit căi de comunicare foarte rapide, dar au trebuit adaptate programe, au trebuit rezolvate unități de cazare, a trebuit organizat asigurarea cu alimente pentru aceștia, doar de trei ori pe zi trebuiau să mănânce și copiii și părinții. Plus că era un aflux foarte mare, cel puțin. A început după aceea să se caute locuri de muncă pentru cei care au decis să rămână în România, să nu plece mai departe. Foarte mulți au plecat mai departe, fie spre Europa Centrală, fie spre Europa de Vest. Dar sunt foarte mulți care au rămas pe teritoriul României și pentru aceștia trebuiau găsite foarte rapid soluții. Locuri de muncă, nu poți să stai la infinit pe ajutor din partea statului, ajutorul se dă în situația de urgență. Dar dacă nu-ți rezolvi și tu singur urgența, după un an stai să te întrebi ce se întâmplă. Păi, poate că... Te ajută, ajută-te și tu, exact, la urmă. Deci trebuie să pui și tu puțin umărul la ajutorare. Deci era nevoie de adăpost, era nevoie de locuri de muncă. Sigur, ajutor financiar pentru că... Haide, materiale de prima urgență, de igienă, medicamente, asistență medicală. În prima fază, din câte știu, foarte repede s-a organizat Casa de Sănătate, de Asigurări de Sănătate din România și toți cetățenii, pe baza unei simple cereri, dacă aveau acte de identitate ucrainene, puteau să fie înregistrați rapid. Să aibă parte de servicii medicale. Da, s-a dat un ordin de ministru ca toți medicii de familie să poată să acorde asistență medicală refugiaților din Ucraina și chiar a funcționat sistemul. Am verificat de câteva ori că am avut solicitări, telefoane, am făcut și noi pe pagina noastră de internet o secțiune separată, dedicată numai refugiaților din Ucraina, cu informații care le erau de primă necesitate la vremea respectivă și mulți au sunat și la noi să ne ceară detalii, să ne ceară lămuriri și știu că partea de asistență medicală s-a organizat foarte rapid, școlile s-au organizat repede și după aceea a început și ajutorul financiar direct, acel program celebru 20-50, bani pentru masă și bani pentru cazare, pentru a acoperi cheltuielile celor care erau persoane fizice sau persoane juridice, hoteluri, pensiuni, care ofereau găzduire în spațiul lor propriu refugiaților ucraineni. Ei, toate acestea au însemnat eforturi importante din partea statului. Au fost eforturi. Și pentru că sunt o prezență reală zi de zi între noi, noi am invitat la prima secțiune a evenimentului de mâine și reprezentanți ai refugiaților, copii sau adulți care doresc să vină.
nu atât să ne povestească despre ce se întâmplă în Ucraina, că vedem la toate televiziunile de știri, la toate programele, nu prea există zi în care să nu vedem cel puțin de 3-4 ori știri din zona frontului, dar să discutăm, să ne povestească, să vedem cum s-au adaptat, ce au învățat să fac împreună cu colegilor din România, să ne prezinte câteva mici momente artistice, cântec, dans specific comunității ucrainene. Cu alte cuvinte, să încerca să mai și face să mai uite puțin de dacă se poate de mărul de... Să încercăm ca solidaritatea asta nu rămână doar declarată, să se simtă bine împreună atât copiii din Ucraina cât și colegi de-ai lor din școlile din România. Cum vi se pare că s-a mișcat statul român? Că practic nu poți să spui că era pregătit foarte, sau, mă rog, foarte pregătit. Vezi că peste o săptămână începe, o să atace Putin. Impresia, mă rog, e o părere pur personală, impresia mea este că s-a mișcat destul de bine. Adică s-a pus mână de la mână organizații non-guvernamentale, oameni care pur și simplu au vrut să ajute, oameni de la graniță, da, care mai vreau și rude prin Ucraina, au venit, au primit oameni, i-au luat în gazdă. Deci mi s-a părut că totuși față de un asemenea, că a fost un număr mare s-au de organizat refugiați, câteva centre logistice dedicate, da, acestui zic că scop, mi s-a părut cel mai important la Suceava, pentru că pe acolo a intrat și fluxul cel mai mare de refugiați. S-au creat o rețea de depozite care primeau mărfuri, alimente, haine, obiecte destinate și refugiaților din România, dar materiale destinate și celor care n-au putut să se refugieze, au fost incluși în armată, au primit ordin de încorporare și au avut nevoie, deci în permanență se trimit și din centrul logistic de la Sighet și de la cel din Baia Mare, transporturi cu ajutoare care merg în Ucraina. Din câte știu eu, la nivel de administrații publice din România și din Ucraina, încă din, cred că în luna martie, la începutul lunii martie deja, era funcțională o posibilitate de a solicita, aveai un transport de medicamente pe care doreai să-l trimiți către Ucraina, ca să ai certitudinea că ajunge unde trebuie, puteai contacta telefonic administrația ucraineană și se spunea, este nevoie de medicamente la Odessa, este nevoie de medicamente la Ivano-Frankivsk, primeai adresa, știai primăria la care trebuia să ajungi, transportul mergea din punctul A în punctul B, acolo se știa că vine, nu existau suspiciuni că pleacă în altă parte, se descarcă pe drum, se interferează alte persoane sau alte organizații. Și a mers bine. Deci un centru organizat de către ucrainienii din zona Sighetului și a Clujului, știu că are un depozit la Sighetul Marmației, este unul și al primăriei, deci organizat de primăria municipiului Sighetul Marmației, prin care în fiecare zi, peste podul de la Sighet, trec transporturi cu ajutoare pentru ucrainienii rămași în Ucraina. În plus față de ceea ce se întâmplă cu ajutorul pentru ucrainienii care au decis să rămână în România. Oricum, nu sunt zile în care să... Sigur că acum sunt mai puțini față de, mă rog, primele luni, da, refugiați, dar oricum sunt în fiecare zi. Sunt în fiecare zi și problemele le sunt de fiecare zi. Trebuie să supraviețuiască. Indiferent de... Va fi de lung parcurs acest... Animozitățile care ni se prezintă pe unele canale TV sau care încearcă să submineze puțin actele bune de solidaritate făcute de România, nu-i momentul acum să discutăm despre divergențele pe care le-am avea noi pe diferite teme cu Ucraina. Nu e acum momentul. Acum e un moment de criză, așteptăm să treacă acest moment de criză. După ce trece criza, ne putem rezolva în liniște și nu în momente de criză. Când iei decizii importante în momente de criză, s-ar putea să greșești radical. E mai bine să faci un pas în spate, să te uiți,
stânga-dreapta, înainte, înapoi, să vezi care e situația și apoi să iei decizii importante și în liniște, nu în perioade de criză la nivel de țară. E mai sănătos. Vorba cea, mai bine gândesc la rece, nu? E mai stabil pe termen lung. Acum ne-am hotărât și n-a trebuit să ne spună nimeni, nici Comisia Europeană, nici ONU, nici NATO, că trebuie să-i ajutăm pe ucraineni. E un gest cât se poate de limpede, de umanitar, adică anul trecut am cineva avut, este într-un impas, oamenii își părăsesc casele, ce să fac? Cum? Sigur, anul hai la mine câte trecut, vă dați seama, era foarte aproape de momentul 24 februarie, ziua de 9 mai a fost foarte apropiată. Normal da, că adevărat. Am făcut la sfârșitul lunii martie o vizită la Sighet și am văzut pe viu cum se întâmplau lucrurile, am identificat ONG-urile care s-au ocupat, instituțiile statului care s-au ocupat, pe toți am avut invitați, mare parte dintre ei au și putut să vină, mulți n-au putut să vină pentru că n-aveau suficient personal și nu puteau să părăsească activitățile din frontieră. Au fost invitați tot la Centrul de Instruire și Marketing Gheorghe Marcaș, am organizat și anul trecut Ziua Europei și am ascultat și ne-au prezentat impresii proprii cei care au lucrat acolo. Vom avea și de data aceasta invitați voluntari care și acum mai desfășoară activități la cerere pentru sprijin în frontieră. Nu numai liceul Tara Sevchenko are vorbitori de limbă ucraineană. Pentru că aceia sunt cei care în principal merg pe filiera filologică, se pregătesc să devină profesori de limbă ucraineană. Dar toate cele liceele din Sighetul Marmației au și elevi de naționalitate ucraineană. Sigur, vorbitori de ucraineană. Aceștia adică totuși, s-au de alăturat foarte rapid echipelor de elevi voluntari organizate la nivel asta de liceu și au făcut ore de traducere în vamă, printre lacrimi, adică cu emoții. Adică au zis să dea și o mână de ajutor cum pot. Au dat un ajutor real și foarte, foarte important. E de apreciat. I-am invitat și pe aceștia, că vor participa câteva dintre organizații mâine și ne vor prezenta ce s-a mai întâmplat din 9 mai 2022 până în 9 mai 2023, ce au mai făcut, cum au reușit să sprijine și refugiații din Vama și cei care s-au stabilit în Baia Mare sau în Sighetul Marmației și au avut nevoie de asistență pe termen mai lung. Bun, și după ce o să lămuriți mâine, după ce o să-i ascultați pe unii și pe alții cu ce au de zis, cum vă gândiți să, mă rog, să vă creonați o idee cu ce ați mai putea să-i sprijiniți, ce ar fi de făcut sau cum, care ar fi ideea? La finalul evenimentului o să avem o dezbatere publică în câteva minute, depinde cum ne întindem și cu prezentările. Așa am făcut și anul trecut, să ascultăm opinii din partea lor. Sigur, din păcate, războiul nu se va termina până anul viitor. Mă tem că și anul viitor, la 9 mai, vom mai avea același subiect, așa că va trebui să ne pregătim, să vedem ce nevoi există și nu sunt acoperite, cum am putea să orientăm informațiile către cei care ar putea să-i ajute, să le dea o mână de ajutor să treacă cu bine peste momentul acesta care e foarte, foarte dificil. Atât pentru adulți, cât și pentru copii. Da, repet, pur și simplu să te rupă cineva din casa ta, să te abuzi, să te duci în Bejane, cum se spune pe la... A fost, ne-au spus unii cumplit. Foarte mult și important pentru ei, de exemplu, un gest minor. Comisia Europeană a pornit o platformă de sprijin pentru refugiații din Ucraina, o scanare simplă a unui cod QR, puteai să ai acces la foarte multă informație primară necesară pentru refugiați. În mai multe limbi putea fi obținută. Faptul că le-am dus și am lipit câteva zeci de stickere prin toate punctele importante din Sighet a ajutat. Acum nu prea există tânăr care să n-aibă un telefon mobil în buzunar. Este cel mai simplu mod să-ți scanezi un cod QR. Eu am vopsit stickerul în culorile drapelului ucrainean. Am avut versiune de limbă română, engleză, ucraineană, deci să poată să ajungă la informație în toate limbile și le-a fost de mare folos că au găsit aceeași informație promovată din surse credibile de către autoritățile Uniunii Europene, destinată în special lor. Deci țintită exact către nevoile
lor, care și ele se centralizau undeva și încercau Uniunea Europeană pe măsură ce poate să răspundă solicitărilor. Să se găsească soluții. Da. Să sperăm că va fi mai bine în Ucraina. Doamne ajută, pentru că e complicat să se întâmple acolo. O să mai aveți tot mâine, tot de Ziua Europei și o altă temă în program. Da. O temă care, sigur, nu ține de război, ține de roboți. O temă mai de suflet. Eu sunt inginer mecanic de meserie și specializarea pe care am optat în anul 4 de facultate a fost mașini unelte cu comandă numerică, deci cât de cât știu ce înseamnă un echipament care lucrează autonom sau robotizat. Una din prioritățile Uniunii Europene pentru anii viitori este agenda digitală. Nici la nivel de Uniunea Europeană, gradul de alfabetizare digitală al cetățenilor nu este foarte ridicat. Acum, cu toate că noi avem niște centre foarte puternice de informaticieni în România, cu sute de mii de angajați în acest domeniu, din păcate statistica ne spune că la nivel de 20 de milioane, cum trebuie să calculăm datele statistice, nu avem atât de multe persoane care să fie familiarizate cu ceea ce poate să le facă telefonul din buzunar, cum poate să le facă viața mai ușoară utilizând platformele, programele digitale care există și sunt operaționale și poți scuti de foarte, foarte mult timp consumați aiurea pe la diverse cozi. De ce oare e o inerție? Adică bine, poate că e o întrebare retorică. E inerția omului că spune, telefon, nu trebuie să vorbesc cu el. Și inerție, așa, și spaima. Omul care nu vrea să învețe nimic nou sau care, incertitudinea faptului că acele date pe care le trece printr-un mediu online sunt securizate, frica de a nu-și pierde economiile de o viață pe unii face să nu inițieze nicio plată electronică, indiferent de câte sisteme de securitate ar putea să fie introduse de cei care folosesc astfel de mijloace. Noi încercăm să-i convingem și avem în pachetul nostru de acțiuni de informare în fiecare an cel puțin 6 prezentări și în orașe și în comunele din Maramureș cu tema agenda digitală în comunitatea mea. Mergem și facem lecții practice și le arătăm ce se poate face de acasă, comod. Din marea majoritate a comunităților am constatat că puteau să-și facă aproape toate plățile online, fără să se mai deplaseze pe la cost. Acum e drept că pensionarii care au participat mi-au spus, da, dar noi vrem să mergem să stăm la cost, că măcar așa mai socializăm, că altfel nu ne deschide nimeni ușa că-ți plecați copiii. Zic, bun, dacă nu vă grăbiți, cum faceți? A, păi noi nu ne grăbim. Bun, există cazuri și cazuri, dar tinerii, cei care sunt la școală, cei care sunt la servicii, nu pot să socializeze atât de mult timp la cos, iar învățăm cum pot să își utilizeze telefonul mobil sau o conexiune de pe un laptop să-și facă viața mai ușoară. Dar sunt receptivi la asta din întâlnirile pe care le-ați avut? Sunt foarte receptivi, le arăt practic. Deci eu practic, cred că din 2014-15, de când și fostul nostru operator de gunoi menajer și-a trecut plățile în online, n-am mai stat la cost. Toate plățile pentru utilități, pentru serviciile pe care le primeam din partea comunității, le plăteam online, absolut totul. Și câștigam ore foarte, foarte multe. Sigur, e mult mai comod să le plătești. Și reprezintă experiența proprie. Acolo se intră așa, asta e platforma 1, platforma 2, platforma 3, este și platforma aceea mai puțin plăcută, a ANAF-ului, unde te duci și te întâlnești cu obligațiile de plată, taxe și impozite. Tot platforma mai puțin plăcută a UAT-ului de care aparții, care și ăla vine cu taxe și impozite locale. Dar și alea trebuie să le știi și de acelea trebuie să te informezi și acelea trebuie să știi că poți să ți le achiziți de acasă. Sunt foarte multe instituții deja înrolate în sistemele și în platformele online. Cum este și firesc de altfel, pentru că la urmă noi totuși... Da. Pe de altă parte, la coz, acum să îmi plătesc curentul sau un proiect care a fost foarte bine primit de către tânăra generație în perioada 2017-2019. Am avut un proiect finanțat de programul Erasmus Plus al Uniunii Europene,
împreună cu alți 5 parteneri din 5 țări diferite. Universitatea Leibniz din Germania, din Hanovra, a fost aplicantul principal, liderul de proiect. Am creat o platformă, niște programe pentru instruirea tinerilor în programare și robotică, să fie și aplicată programarea. Și am cumpărat niște kituri foarte simple pe suport Arduino, niște mașinuțe, dar roboți, deci nu teleghidată, ci mașină robot care poate să fie programată foarte simplu, să execute niște comenzi și elevul are feedback-ul foarte, foarte rapid dacă ceea ce a primit ca temă de casă funcționează sau nu funcționează. Sistemul are și modalități de corecție, de verificare, e mai complex, dar are și sistem de recompense. Dacă iau niște teste, obțin niște insigne până la cea de mare maestru în programare și robotică și am reușit să înființăm trei, de fapt am sprijinit în faza respectivă două cluburi existente de robotică. Unul l-am creat de la zero la Liceul Tehnologic Marmația din Sighetul Marmației, iar în perioada 2021-2022, pentru că am vrut să extindem activitatea, am mai sprijinit înființarea a 15 cluburi de robotică. Pe acestea le-am invitat în secțiunea a doua să ne prezinte experiențele lor. Nu trebuie să uităm că anul 2023 este declarat ca și anul competențelor profesionale în Uniunea Europeană. Ideea e robotica, mijloc de creștere a competențelor profesionale ale elevilor. Să ne lămurească, practic, să vină cu roboței. Le-am organizat și o platformă pe care pot să ne fac demonstrații practice, să vedem ce au învățat, cum se descurcă. Unii se descurcă chiar foarte bine, unii dintre ei participă la concursuri, câștigă concursuri, alții încă au kiturile în cutie, nu le-au găsit de la caz la caz, avem toată plaja. Aveți toată plaja, da. Spor la multe cluburi de robotică, să aveți spor la toate cele pe care le veți desfășura și de acum înainte și să auzim numai de bine. O seară bună și mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Interesul Cetățeanului. Până luna viitoare, să fiți iubiți. Cele bune și multă sănătate!